Bun găsit, stimați ascultători ai cotidianului Mesagerul de Telorman. Așa cum v-am informat în coloanele ziarului nostru, Spitalul Municipal Roșiorii de Vede are în momentul de fapt alocate un număr de 143 de paturi pentru bolnavi de COVID. Mai precis, în afară de aceste 143 de paturi, există și paturi pentru bolnavi non-COVID. Managerul Spitalului Caritas Roșiorii de Vede, Valentina Robu, ne-a declarat în exclusivitate că intenționează să păstreze cel puțin momentan unitatea spitalicească și pentru bolnavi non-COVID, pentru că înțelege foarte bine și această situație și că trebuie tratat și bolnavi non-COVID și, dacă se impune, va mări numărul de paturi. Dar, a precizat, încercăm să găsim o soluție cu Direcția de Sănătate Publică, drept pentru care ne adresăm direct Direcției de Sănătate Publică, domnului director Sterian Cristea, care totdeauna a fost alături de noi și punctual ne-a răspuns la toate întrebările cu amabilitate. Domnule director, bine ați revenit lângă noi. Care este situația și ce se va întâmpla? Bine v-am regăsit, salut ascultătorii și editorii cotidianului dumneavoastră. Da, m-a preocupat întotdeauna situația spitalului COVID în județul Telorman. La Spitalul Municipal Caritas Roșiului de Vede, într-adevăr, capacitatea admisă prin plan de reziliență se apropie de 143 de paturi. Asta este numărul maxim de paturi alocat pentru COVID, conform planului de reziliență a Unităților Sanitare din județul Telorman. Deja începând de luni, Spitalul Turnu Măgurele se pregătește pentru a deveni spital suport COVID. Vreau să fiu înțeles și ascultă dumneavoastră să înțeleagă următorul aspect. Spitalul Roșiului de Vede este spital tip 2, adică acolo avem tot ce înseamnă investigații pentru pacienți. Avem 12 paturi de ATI, deci este cu un grad superior Spitalului Turnu Măgurele. Spitalul Turnu Măgurele, neavând secție de ATI asigurată cu medici care să facă gări 24 din 24, neavând tomograf, computer, nici RMN și un laborator mai mic ca și capacitatea de Roșioriu, este din grupa a treia. El va interna doar pacienți cu simptomatologie ușoară și în felul acesta degrevăm Spitalul Roșiori și Spitalul Roșiori duce numai pacienții care necesită fie anestezie, terapie intensivă, fie terapie intensivă, fie alte proceduri. Toți pacienții îi vom evolua la Spitalul Roșiori, doar partea de imagistică, partea care nu se face la Turnul Măgurele, și atunci îi îndreptăm către Spitalul Turnul Măgurele. Spitalul Turnul Măgurele va fi exclusiv spitalul suport COVID. Toate cele 134 de paturi vor fi folosite pentru COVID și eu sper, cum speră și doamna manager, să putem ține cât mai mult Spitalul Roșiori un spital hibrid. Așa, știți că v-am repetat, intenția noastră este să îl menținem cât putem și eu sper, eu știu, să ne îndreptăm spre vârf, să începem panta descendentă și lucrurile se întâmplă de cât de normalitate. Să spunem așa. Domnule director, o singură întrebare mai am la dumneavoastră legat de acest aspect. Prima întrebare. Astăzi, cu toate că sunt un profet care nu prea ar trebui să profețesc asta, clar se vor atinge numărul 143 de paturi ocupate la Spitalul Caritas. De mâine, Spitalul din Turnul Măgurele este operațional să primească bolnavi de COVID cu forme ușoare pentru a degreva ușor situația, cât de cât situația de la Roșiorii de Vede? Deci, cu siguranță, termenul, limita a fost 10 zile de la data când 70% din capacitatea Spitalului Roșiori a fost ocupată. Eu am asigurări din partea managerului de Turnul Măgurele că vineri va primi primii pacienți, dar repet, dacă situația o impune, avem alte căi, adică îi putem ține în izolatoare, nu sunt probleme să... Să transformați urgent spitalul de la Roșiorii de Vede în spital COVID total. După cum știți, joia și vinerea să fac evaluări, o să mai fie externați și pacienți de la Roșiori. Nu suntem presați să spunem că ne vom bloca. Nu, cu siguranță nu.
Și o ultimă întrebare la adresa dumneavoastră. Domnule director, a spus că, și așa știam și noi, sunt 204 ATI la Roșiorii de Vest. În momentul de față sunt ocupate 9, mai vorbim de 3 paturi. Ce se întâmplă dacă se ocupă cele 3 paturi cu formele grave? Pentru că la Roșiori clar vor veni formele grave, după cum a spus dumneavoastră. Unde vor fi direcționați cei cu ATI? Mai avem în permanență 2 paturi la Spitalul Județean Alexandria. Dacă vreți, la momentul acesta avem 9 internații în 4 ATI la Roșiori. În Alexandria avem 2 suspecți care sunt în paturile ATI dedicate cu COVID. Dar dacă și cele 12 și cele 2 vor fi ocupate cu siguranță, cum s-a întâmplat și în celelalte valuri ale pandemiei, facem apel la județele învecinate, în special aici mă refer la Caragăl, la București, și n-am avut probleme, știți foarte bine. Da, că n-am da, avut da, probleme. Da, da. Adică legătura cu DSU, cu departamentul de urgență, a fost una strânsă și s-au deplasat noapte cu elicoptere, cu ambulanțe însoțite de medici, deci și o să sperăm că nu avem probleme. Că se va ține sub control situația. Oricum, da. Cert este că am tot căutat, să știți, la nivel județean, soluții să mărim capacitatea numărului de paturi, dar vă dați seama că Spitalul Județean, oricum cu eforturi, a putut să ne aloce 2 paturi. Nu putem să rămânem cu un județ întreg fără anestezie, sigur, terapie intensivă, sigur, fără săl de operații bine dotate și puse operațional, la sigur ceilalți da. Pacienți. Sigur că da. Domnule director, o ultimă întrebare, vă promit, este ultima. După cum vedeți situația, cunoașteți foarte bine evoluția atât în valul 3, acum și în valul 4. Ne situăm pe o pată ascendentă, este clar. Situația este îngrijorătoare la nivelul județului Teleorman. Situația începe să devină îngrijorătoare la modul că, uitați, deja avem astăzi pentru prima dată un municipiu a trecut de 2 la 1000 atât de incidență, acel municipiu culmea este chiar Roșiorii de Vede. Eu atunci am comunicat că organizarea bulciului, într-adevăr, va crea probleme. Am vrut să încercăm și o chestie de relaxare, cetățenii să vadă că, într-adevăr, vaccinul a avut o eficiență, dar urmările se văd. Roșiorul astăzi a trecut de 2 la 1000 și o să dăm hotărâre de Comitetul Județean de Situații de Urgență, pentru că se vor lua, așa cum este hotărârea de guvern, măsuri suplimentare în ceea ce privește organizarea petrecerilor, să micșorează numărul de participanți, modificări în weekend și așa mai departe în marketuri și în... Dar este primul municipiu care depășește 2 municipiul Roșiori, care, dacă vă aduceți bine aminte, când am la ultimul interviu, Roșiori s-a aflat foarte bine. Stăteam cel mai bine, adică aveam 0,33 la ultima noastră discuție. Domnule director, depășit 2. Așa și este normal să se impună aceste restricții și cel puțin la peste 2 deja lucrurile se complică. Manifestările sportive, care este situația cu ele? Pentru că, spre exemplu, Sporting Roșiori sâmbătă joacă acasă, meci în cu... Nu, la această rată de incidență nu sunt măsuri restrictive la manifestațiile sportive și la niciun fel de manifestații în aer liber. O să vedeți astăzi, în jurul zilei de astăzi, o să apară hotărârea Comitetului Județean, dar sunt acele lucruri care sunt impuse prin hotărârea de guvern. Dar nu, ceea ce e în aer liber și manifestațiile sportive nu sunt la rata aceasta, nu sunt niciun fel de modificări. Avem copii la Roșiorii de Vede internați? Avem... Și ce forme sunt? Sunt îngrijorătoare? Nu, cu forme grave nu am la momentul ăsta un semnal care există. Eu dimineața, în fiecare dimineață vorbesc cu managerul de acolo și nu mi s-au comunicat probleme deosebite la momentul ăsta la Spitalul Caritas Roșiorii de Vede. Domnule director, vă mulțumesc tare mult. Dacă aveți ceva de completat, cu mare drag. Știți, eu știu, probabil că am început să plictisesc deja. Nu plictisiți pentru că este sfatul, util. Este sfatul util. Meu este același, să păstrăm în continuare regulile, să ne vaccinăm. Le transmit prin calea bătrânilor dumneavoastră faptul că se pot adresa unităților școlare. Am spus la începutul anului școlar, mă repet de fiecare dată, vaccinăm în fiecare unitate școlară
unde se dorește acest lucru. Vaccinăm cu echipe mobile, vaccinăm cu... Bine, la copii nu se pune problema că e nu un singur tip de vaccin, numai Pfizer-ul. Cu toate tipurile de vaccin, dacă sunt părinți care vor să vaccineze împreună cu copiii în centrele care le vom înființa sau cadre didactice, în momentul în care s-au identificat un minim de 6, 10, 20 de persoane, deplasăm echipa mobilă și vaccinăm în incinta unității școlare, fie în cabinetul medical, dacă există, dacă nu într-o sală ad hoc, o amenajăm și vaccinăm gen echipă mobilă. Fac apel, într-adevăr, astăzi, dacă ați urmărit și cu siguranță ați urmărit că vă interesează și decizii la nivel național, consilierul premierului, domnul Tătaru, fost ministru al sănătății, a făcut un apel și a zis că chiar vine cu o propunere la premier să existe obligativitatea vaccinării la cadrele medicale, la profesori, la tot ceea ce înseamnă personal. Care intră în direct cu... Sigur, sigur, sigur. Și nu vreau să sperii pe nimeni, dar ați văzut că afirmat răspicat că se poate merge până cei care refuză și vaccinarea și testarea, se poate merge până la pierderea locului de muncă, indiferent că ești militar, că ești cadru didactic sau cadru medical, așa că eu cred că într-adevăr pare dură o astfel de măsură, dar este necesară. Știți că de toată vara și eu și dumneavoastră și toată lumea am făcut apel. Eu știu, așa am fost înțeleși, să sperăm că dă-i mintea românului cea după urmă. Așa s-a... Așa se spune că așa ar trebui să fie. Da. Da. Doamne director, vă mulțumesc tare mult, vă doresc o zi liniștită și plăcută. Și vreau să... Adică îmi place să cred că la următorul interviu deja vorbim despre, dacă nu despre o scădere, dacă nu vorbim despre... Să vorbim măcar de un platou. Descendem măcar... să spunem că suntem pe un trend stabil. Da. Da, pe acel platou. Da. Domnule director, încă o dată vă mulțumesc și vă doresc numai bine. Toate cele bune, sănătate și multă minte și sănătate ascultătorului dumneavoastră. Așa să fie. Numai bine, domnule director. Să trăiți.